declarația mea politică de astăzi se cheamă Proiecte pentru seniorii și viitorii seniori. Stimați colegi, am susținut săptămâna trecută o declarație politică referitoare la proiectele din programul de guvernare pentru copii. Programul de guvernare al actualului guvern este construit astfel încât să cuprindă proiecte pentru toate categoriile sociale. Având în vedere doctrina social-democrată a partidului din care fac parte, era absolut obligatoriu să avem proiecte destinate seniorilor noștri. De foarte multe ori, această categorie, care a ajutat foarte mult la dezvoltarea României, a fost mai degrabă uitată sau marginalizată de guvernanți. De aceea m-am decis să prezint astăzi două programe, unul dedicat persoanelor încă active și unul dedicat seniorilor, respectiv programul Growth, contul de economii senior și programul Growth, rezidențe moderne pentru vârsta a treia. Contul de economii senior are drept scop promovarea unei discipline financiare la nivelul populației active, astfel încât la vârsta a treia să poată beneficia de surse multiple de venit. Prin acest program, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani pot deschide un cont de economii senior. Sumele economisite de titularul contului sunt deductibile la calculul impozitului pe venit, în limita a sumei de 1200 de euro anual. Pentru acest tip de cont, dobânda minimă va fi egală cu rata de politică monetară a BNR plus un punct procentual, iar sumele din aceste conturi vor fi garantate de stat. Un element de noutate îl reprezintă faptul că angajatorul poate contribui cu sume de bani în contul senior, acestea fiind deductibile la calcul impozitului de profit în limita a 1200 de euro anual. La un calcul simplu, dacă un angajat începe să economisească anual 1200 de euro, de la 30 de ani, la momentul la care va ieși la pensie, va avea în cont suma de 42.000 de euro, separat față de pensia de stat și cea privată obligatorie. Programul Growth Rezidențe Moderne pentru vârsta a treia se referă la acordarea unui ajutor nerambursabil pentru construcția de rezidențe moderne pentru persoanele de peste 65 de ani. Ajutorul nerambursabil va fi de maximum 50% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 15.000 de euro pe apartament sau 7.500 de euro pentru o cameră, pentru construcția, amenajarea și dotarea rezidențelor pentru persoanele vârstnice. Finanțarea investiției poate fi realizată și cu un credit garantat de stat. De asemenea, statul va acorda o alocație bugetară de 10 ori mai mare decât în prezent, respectiv 1.400 de lei pe lună pentru fiecare locatar. Spațiul de locuit trebuie să fie de minim 25 de metri pătrați util, locatar și nu mai mult de 2 persoane într-un apartament. Mai mult, există obligația asigurării în integralitate a cheltuielilor privind cazarea, hrana și asistența medicală. Concluzionând, PSD a gândit cele două programe în complementaritate, luând în calcul atât îmbunătățirea condițiilor de viață pentru viitorii seniori, cât și crearea unor spații de locuit moderne pentru actualii seniori. Aceste programe denotă capacitatea PSD de a identifica soluții pentru toate categoriile sociale și de a avea o viziune pe termen lung. Data de 30 octombrie marchează la nivel internațional Ziua Mondială de Prevenire a Gripei, stabilită la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății pentru a atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică infectarea cu virusul gripal și importanța vaccinării. Conform estimărilor acestui for internațional, un procent de 10-15% dintre adulți și 20-30% dintre copii este afectat anual de infecții ale tractului respirator superior în timpul epidemiilor de gripă. Totodată, în fiecare an, la nivel mondial, sunt semnalate între 3 și 5 milioane de cazuri severe de gripă și între 250.000 și 500.000 de cazuri de deces cauzate de gripă. Gripa afectează toate persoanele, indiferent de vârstă, dar persoanele peste 65 de ani, femeile însărcinate și copiii între 6 luni și 5 ani sunt mai vulnerabili. Având în vedere aceste statistici îngrijorătoare, avem nevoie de o educație civică semnificativă în România în ceea ce privește informarea și instruirea părinților și copiilor în legătură cu pericolele la care se expună lipsa vaccinării. În țara noastră, gradul de vaccinare a copiilor este mult mai scăzut decât în alte state din Uniunea Europeană. Nevaccinarea copiilor poate conduce la epidemii care nu îi afectează doar pe copiii expuși, ci și pe cei care intră în contact cu aceștia. Sunt peste 20.000 de familii care în fiecare lună refuză să-și vaccineze copiii.
Consecințele nefaste ale acestei atitudini se pot constata și prin numărul mare al cazurilor de gripă, chiar al deceselor, survenite în această perioadă, rezultat al scepticismului și dezinteresului pentru vaccinare, deși în toată țara există cantități suficiente de vaccin antigripal. În opinia mea de medic pediatru, consider că trebuie să promovăm împreună oameni, politici și personal medical o serie de evenimente publice cu scopul de a crește rata de imunizare contra gripei sezoniere și de a informa românii cu privire la importanța vaccinării și monitorizarea persoanelor aflate în grupele de risc, precum și de a facilita accesul populației la vaccinuri. Este deosebit de important să punem în aplicare un mecanism funcțional la nivelul autorităților publice, dar și al părinților, cu privire la organizarea și desfășurarea campaniilor sistematice de vaccinare. Din punct de vedere, este vital ca Ministerul Sănătății, Direcțiile de Sănătate Publică și personalul medical să intensifice efortul de convingere al părinților că vaccinarea copiilor este esențială pentru menținerea sănătății acestora și pentru prevenirea unor boli grave, chiar fatale, nu doar împotriva gripei. În egală măsură, producătorii de vaccinuri, medicii de familie și ceilalți medici care se ocupă de vaccinare ar trebui să se implice în comunicarea și explicarea efectelor beneficiilor vaccinării. Este important să transmitem către public că toate vaccinurile prezente în România sunt sigure, de calitate și eficiente. Declarația mea politică de astăzi se intitulează PSD a transformat România în cea mai bogată țară din Est. Dragi colegi, strategia panicardă a opoziției de manipulare și inducere în eroare a opiniei publice, privind o imaginară prăbușire economică care ar fi cauzată de guvernarea noastră, este din nou demontată nu doar de către analizele economice interne, ci și de către cele externe total independente. Pe lângă datele din ultimul raport semestrial al Comisiei Europene, care atestă că România nu are dezechilibre economice, această ipoteză este confirmată și de către specialiștii de la uriașul grup financiar Credit Suisse. Aceștia nu doar că susțin că țara noastră se bucură de o dezvoltare sustenabilă grație guvernării PSD-ALDE, dar au lansat un semnal pe piața mondială financiară prin care arată că România a ajuns cea mai bogată țară din această zonă a Europei. Specialiștii afirmă că România a depășit pentru prima dată în istorie Ungaria, principalul competitor din zonă. De asemenea, România a depășit țările vecine, situându-se peste state precum Bulgaria, Serbia sau Republica Moldova. Raportul Global Wealth 2018 al Credit Suisse indică faptul că în 2018 venitul pe cap de locuitor în România este estimat la 42.282 de dolari, față de 41.118 dolari în Ungaria, 30.224 în Bulgaria, 19.582 în Serbia, 5.204 dolari în Ucraina și 3.837 în Moldova. De asemenea, cei de la Credit Suisse subliniază că România a pornit această ascensiune de foarte jos. Datele din analiza grupului financiar Credit Suisse sunt cu atât mai verosimile pentru că tratează la rece întreaga evoluție economică a României. Să ne reamintim că în anul 2000 venitul pe cap de locuitor în România era de numai 3.300 de dolari, mult mai mic decât în Ungaria, respectiv 11.882 de dolari, sau chiar Georgia cu 4.494 de dolari, deoarece sărăcia și corupția erau considerate în mod paradoxal fenomene normale. Și totuși, prin eforturi susținute, am ajuns ca în 2018 românii să fie considerați aproape de două ori mai bogați decât argentinienii sau rușii și de trei ori mai bogați decât brazilienii, potrivit celor de la Credit Suisse. La fel de adevărat este și faptul că cetățenii români sunt mai săraci decât polonezii sau decât cehii, dar să nu uităm și de traiectele istorice mult mai blânde ale acestor două state. Firește că justificările nu și-au locul, motiv pentru care cabinetul Dăncilă va continua implementarea cu succes a măsurilor din programul de guvernare, menite să elimine cât mai rapid neajunsurile pe care le-am moștenit de la regimul comunist. Declarația mea politică este: România, groapa de gunoi a Uniunii Europene. Stimați colegi, România a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a revizui și adopta Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și Programul de Prevenire a Generării de Deșeuri în conformitate cu obiectivele Directivei Cadru 2008/98 a Comisiei Europene și ale economiei circulare. Autoritățile nu au reușit să închidă 68 de gropi de gunoi, astfel că România va plăti o amendă zilnică de 124.000 de euro către Uniunea Europeană.
Situația se datorează lipsei de responsabilitate și dezinteres în gestionarea problemei, fapt ce a permis practic de neînțeles, precum importul de deșeuri, dar și depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate, fără efectuarea unor studii de impact asupra mediului și al pericolului la care este expusă populația din zonă. România este unul din cele mai neperformante state membre în ceea ce privește gestionarea deșeurilor municipale solide, deșeurile menajere. În 2015 s-a înregistrat cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor, de 72% față de 25,6% cât este media în Uniunea Europeană. De asemenea, în domeniul reciclării deșeurilor menajere, suntem pe ultimul loc, cu 5% din deșeuri municipale reciclate, față de penultimul loc din Uniunea Europeană, care are 20%. În momentul în care autoritățile de mediu au retras autorizațiile de funcționare a unor depozite de deșeuri neconforme, s-a ajuns la situația ca autoritățile locale să transporte deșeurile municipale la depozite din alte localități sau chiar din alte județe. Astfel, în județul Galați, începând cu aprilie 2018, 53 de comune nu mai au unde să depoziteze deșeurile în urma restricțiilor impuse de operatorul din Brăila. Municipiul Galați și 4 localități limitrofe mai au la dispoziție doar un depozit, dar a cărui grad de umplere se apropie de 75% și urmează să fie închis. Ca soluție provizorie, deșeurile se transportă la 100 de kilometri, la Roșiești, în județul Vaslui. Este evident așadar inconsecvența Consiliului Județean în realizarea propriilor obiective. Depozitul prevăzut la Valea Mărului, obiectiv din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor din anul 2008, se află încă în faza de licitații și este puțin probabil să fie operațional în 2019. În această situație de criză, Guvernul a creat Comitetul Național pentru Deșeuri, organism interguvernamental care va fi coordonat de Ministrul Mediului. Este un pas înainte, dar sperăm să nu se oprească aici, ci să propună o strategie, să elaboreze programe și mai ales să propună modificări legislative care să responsabilizeze autoritățile locale în acest domeniu. Consider că este necesar să se acționeze pentru concentrarea eforturilor și realizarea obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare, stabilirea locurilor de dispunere a viitoare depozite de deșeuri municipale în baza unei analize aprofundate, care să aibă în vedere localitățile arondate, populația lor și cantitățile estimate. Desfășurarea de acțiuni educative de către primării pentru familiarizarea populației cu selectarea primară și depozitarea selectivă, inițierea unor programe privind realizarea unor sisteme complexe de depozitare, sortare, prelucrare inițială, elaborarea unor reguli stricte și stabilirea de responsabilități clare privind gestionarea deșeurilor inerte, actualizarea legislației și stabilirea de sancțiuni drastice pe linia producerii, depozitării și tratării deșeurilor periculoase și în special a celor medicale. Pentru îndeplinirea cerințelor directivei privind depozitele, autoritățile române au obligația ca până în 2020 să atingă un nivel de reciclare de minim 50% la deșeuri de hârtie, metal, plastic, sticlă și un grad de 60% la deșeurile de ambalaje. De asemenea, peste 3 ani să asigure colectarea a 4 kg per locuitor de deșeuri electrice și electronice, dar și să colecteze separat biodeșeurile. Este o problemă esențială. Va reuși România să gestioneze eficient această problemă sau vom rămâne groapa de gunoi a Uniunii Europene?
colegi, am să încep discursul meu de astăzi cu un citat, și anume, aceasta este logica politicii de coeziune, cu cât ești mai bogat, cu atât primești mai puțin. Am încheiat citatul. Doamnei, sunt cuvintele doamnei Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, în contextul unei vești excelente pentru România. Alocarea din fondurile de coeziune va crește cu peste 7 miliarde de euro în beneficiul României în perioada 2021-2027. Doamna comisar european oferă un exemplu grăitor și sublinează faptul că România, în rolul celui sărac, va primi 300 de euro pe cap de locuitor, în timp ce Olanda, în rolul celui bogat, va primi 13 euro. Am ținut, stimați colegi, să accentuez modul în care înțelege Comisia Europeană să implementeze politica de coeziune, o abordare total diferită de a tuturor guvernelor de la București de-a lungul timpului. De ce? Pentru că guvernele de la București au denaturat înțelesul noțiunii de coeziune, în așa măsură încât fondurile au ajuns tot la bogați, fiind luate de la săraci. Coeziune pentru guvernele de la București a însemnat ca în domeniul marilor proiecte de infrastructură, din 100 de euro, săracii din Moldova să primească 1%, județul Vaslui aproape 0, în timp ce regiunea București și județele bogate să aibă parte de miliarde de euro. Suntem departe de Europa, stimați colegi, nu doar în ceea ce privește fondurile pe care le avem, ci mai ales modul în care le împărțim. Pentru că, dacă avem în vedere al doilea criteriu, suntem la nivelul unei dictaturi a bogaților. Avem 7 miliarde de euro în plus între 2021 și 2027, iar punctul meu de vedere este că acest surplus trebuie să ajungă integral în Moldova și în regiunile sărace. Autostrăzile Moldovei, nu una, ci toate, inclusiv Tișița-Albița, au, fie și parțial, finanțarea asigurată, fiind timp până atunci să refacem toate studiile necesare, să finalizăm proiectele și documentațiile, inclusiv să se finalizeze procedura de atribuire a lucrărilor. Și nu doar autostrăzile, ci și portul Galați și canalul Siret-Bărăgan și multe altele. Este revoltător modul în care, periodic, se anunță inițiative de mari proiecte de infrastructură propuse de Ministerul Transporturilor, tot în București și în județele bogate. 1,4 miliarde de euro și încă 1 miliard de euro și încă 100 de milioane de euro. Asta în timp ce, pentru o variantă ocolitoare, 28 de milioane de euro, în lipsa căruia e ștrangulat un oraș de 60.000 de locuitori, Bârladul, am așteptat 40 de ani. Vrem să dezvoltăm economic zonele lăsate în urmă sau vrem să susținem distracția cu banii săracilor? Facem stadioane în București pentru că vrem campionat european de fotbal în capitală. Foarte bine. Facem metrou în București pentru că vrem suporteri care să ajungă repede la aceste stadioane noi. Facem linie ferată pentru același eveniment fotbalistic, în timp ce pentru stânga Siretului avem o singură strategie: depopulare, sărăcire continuă. Asta arată că noi nu am învățat nimic din politica europeană de coeziune. Mai mult pentru săraci, mai puțin pentru cei bogați. Nu ne mai puneți să alegem între o autostradă sau alta, pentru că, iată, sunt fonduri europene pentru toate autostrăzile Moldovei, inclusiv Tișița-Albița. Declarația mea politică se intitulează De ce atâta ură? Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cutezat zilele trecute, plin de bune intenții și curtoazie, să susțină că 1 decembrie, citez, este important atât pentru România cât și pentru Europa. Oare pe ce se întemeiază aserțiunea sa? Să analizăm împreună. Vorbim de o sărbătoare, în primul rând, a românilor, dar care stă sub semnul dezmembrării ultimelor imperii decadente într-o Europa a națiunilor care s-au dorit libere. În 1918 s-au sfărâmat zidurile ultimelor construcții absolutiste, imperialiste, ostile naționalităților și de tip medieval. După primul război mondial, deopotrivă, românii, croații, sârbii, cehii și slovacii și-au decis singur soarta și-au câștigat prin sânge, sacrificiu și jertfă dreptul la propria identitate națională, la prezervarea propriilor tradiții și obiceiuri, la utilizarea limbii materne, în interiorul granițelor statelor naționale și-au câștigat prin luptă libertatea.
Este mai mult decât evident de ce Europa are dreptul să sărbătorească împreună cu România semnificația zilei de 1 decembrie 1918 și a centenarului Marii Uniri, simbolizând totodată momentul istoric al creierii națiunilor moderne din centrul și sud-estul Europei prin eliberarea de sub ocupația imperiilor feudale, iar în acest sens președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a înțeles foarte bine importanța acestei sărbători naționale românești, care este inechivoc și o recunoaștere simbolică a statelor naționale europene. În acest context sunt de neînțeles obrăzniciile și frustrările manifestate de politicienii de la Budapesta, dar și de cei din UDMR, care prin declarații veninoase și pline de ură susțin cu mojicie că 1 decembrie nu reprezintă o sărbătoare a Europei, ba chiar că președintele Comisiei Europene s-ar fi aflat în stare de ebrietate când a făcut respectiva declarație. Noi ce să mai zicem atunci despre declarațiile obraznice, impertinente, ale liderilor maghiarimii, conform cărora românii fac parte dintre popoarele fără istorie, că Ardealul nu este România și are legături istorice cu Ungaria, nu cu România, sau despre propaganda desfășurată pe baza lozincilor lansate în spațiu public, prin care se pretinde dreptate pentru Ungaria, autonomie cu orice preț și redobândirea Ardealului. Acești politicieni, reprezentând maghiarimia care se pretinde europeni, au rămas, de fapt, ancorați anacronic în acele vremuri apuse, când imperiile oprimau, deznaționalizau popoarele și construiau închisori pentru cei care vorbeau limba maternă și își afirmau drepturile naționale. Nu sunt în stare să-și depășească propriile obsesii retrograde, nu înțeleg nimic din pedepsele istoriei. Sunt orbiți de ură și astfel vor fermenta frustrați în propria neputință la modul jalnic.